Tragedie cumplită în orașul Căinari, raionul Căușeni. Un bărbat de 59 de ani a murit ieri strivit de propriul tractor. Potrivit șefului adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Alexei Grosu, incidentul fatal s-a produs în momentul în care victima a pornit motorul tractorului din exterior cu ajutorul unui dispozitiv. Bărbatul a murit pe loc. Apelul la 112 a fost efectuat de către o vecină de a victimei. Cazul este investigat de poliție.